Înainte să citesc textul, o să vă rog dacă aveți întrebări să le puneți în timp util, pentru ca să știu dacă stăm până la 10 sau <laughs> glumesc. Adică să știu cum să împart timpul, bine? Pentru mesaj și pentru întrebări. E important să le puneți acum, să nu vină toate la urmă. Codul QR nu-l avem, dar aveți un cod acolo și aveți link-ul pe grup. Pentru asta aveți dreptul să folosiți telefonul în exclusivitate pentru acest subiect. Presetul 1, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vă să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei moți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice ISUS este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia este dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh altuia credința prin același duh, altuia darul tămăduirilor prin același duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același duh care dă fiecăruia în parte, cum voiește. Și versetul 7, da? ca să ne-l asumăm, și să știți că atunci când îl rostim, trebuie să fim disponibili să l credem. Cu toții cu voce tare, trei, doi și... și fie că se dă arătarea Duhului spre folosul nu sunteți mai multe surori decât băieți. De ce aveți așa voce înceată și blândă? Da, încă o Trei, doi și. Și fie că se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Amin. Vă puteți recupa locurile. Dragii mei, continuăm în această perioadă de timp, în acest nou an universitar, să vorbim despre ce credem. Tu știi ce crezi? Asta e întrebarea la care vreau să răspundem în aceste întâlniri. În anul trecut școlar am avut deja 16 lecțiuni, iar astăzi am ajuns la lecția numărul 17, da? și lecția aceasta, după cum ați putut vedea deja, este o lecție intitulată Darurile Duhului Sfânt sunt și pentru tine. Pentru că s-a creat ideea că există o anumită categorie de oameni care pot fi super aleși și care sunt oarecum spuma poporului pentecostal și numai ei pot să aibă daruri. Ei, această cutumă sau cum să numim această teorie, acest bazm, trebuie să-l demontăm în această seară cu argumente scripturale, da? Deci darurile Duhului Sfânt sunt și pentru tine. Fac sublinierea de la început că darurile Duhului Sfânt nu sunt doar pentru bărbați. Pentru bărbați și numai pentru bărbați, excluzând fetele și femeile căsătorite, pentru bărbați doar sunt slujbele. Nu o să găsiți niciodată apostoliță, mai este câte una care se crede apostoliță, dar Doamne emilă. milă, așa, mă ta să zic. Înțelegeți? Slujbele sunt în exclusivitate împărțite bărbaților și el a dat pe unii apostoli, nu apostolițe, da? pe alții proroci, aici e slujba de proroc, nu darul prorociei, da? pe alții păstori și nu există păstorițe, nici dacă mergeți oriunde ați merge, Puteți ajunge la anumite organizații care nu respectă scriptura și o să aibă păstorițe. Am auzit că au fost inventate și în România, Domnul să le elibereze, și pe cine e opus la fel să-i schimbe, să-i trezească. Ce să mai zic, cam atât am spus. Și nu există evangheliste, chiar dacă se poartă asta în lumea din vest și în America. Biblic, nu găsim nicăieri o femeie care a avut slujba de evanghelistă. Nu găsim nici o femeie care a avut slujba de pastor, da? Găsim pastori ca Timotei, ca Tit și alții, dar nicăieri nu găsim în Biblie femei cărora Duhul Sfânt să le fi dat, de fapt Domnul Iisus, că o să venim imediat, să le fi dat slujbe, da? Acum când zic slujbe, nu mă refer la slujiri, de exemplu învățătoare la școala dominicală. Nu, asta nu e o slujbă prin care cineva o soră să fie ordinată, da? adică investită în lucrarea aceasta prin lucrarea cu punerea mâinilor și uh, o lucrare specială ca slujbă, da? Ci mă refer la slujbele pe care vi le-am amintit. Legat de daruri, darurile sunt disponibile fără vreo diferență, da? Așa a decis Duhul Sfânt, sunt disponibile darurile pentru bărbați și femei, pentru frați și surori. O să vedem imediat în ce măsură fiecare poate să primească un anumit dar. Mai întâi, aș vrea să observăm faptul că este extrem de important să pricepem că versetul spune așa, de la 4: Sunt felurite daruri, da? Aici termenul grecesc este diareis, diareis, da? Adică sunt distincte daruri. Darul tămăduirilor nu este același cu darul minunilor. Da? Sunt daruri distincte, se pot evidenția clar lucrurile care le diferă pe unul de celălalt care sunt diferențele dintre ele. Sunt daruri distincte și nu sunt puține, sunt mai multe, dar cuvântul Domnului spune este același Duh. Deci rețineți că darurile sunt distincte, sunt felurite, sunt de mai multe feluri, da? sunt diferite între ele, dar există un singur Duh, și anume Duhul Sfânt, care le dă. El deține darul. Că aici vreau să subliniez faptul că dacă cineva are un dar, nu înseamnă că el este deținătorul darului. Vedeți? Ascultați ce spune versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face cine? Cine le face? Păi le face prorocul dacă e prorocie. Nu. Le face văzătorul dacă e vorba de o vedenie. Nu. Le face unul și același duh. La fiecare moment în care se derulează, se manifestă, se arată, cum zice expresia Sfântului Pavel, o lucrare da? și se manifestă un dar, de fiecare dată există o lucrare a Duhului. Duhul le face. Foarte important de reținut asta. Apoi uitați-vă că există distincte slujbe, dar există un singur domn. Respectiv un singur stăpân, care este clar, e Domnul Isus Hristos. Și uitați-vă cum Sfânta Trăimei e implicată în aceste trei dimensiuni, daruri sunt ale Duhului Sfânt, slujbele sunt ale Domnului Isus Hristos și sunt felurite lucrări, da? dar este același Dumnezeu, cu sensul de Dumnezeu Tatăl, care lucrează totul în toți. Observați cum în această binecuvântată armonie lucrează Sfânta Treime. Tatăl are lucrări, are planul pe care le derulează, da? Fiul dă niște slujbe unor oameni care sunt deja în biserică. De ce? Pentru ca lucrările acelea să poată fi derulate, iar ca acele slujbe să poată fi îndeplinite și lucrările să fie finalizate, Duhul dă daruri, daruri specifice, distincte. Vedeți cum Sfânta Trăime este total implicată. Fiecare dintre cele trei persoane ale Sfintei Trim, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt foarte, foarte implicați în această lucrare a bisericii. Pentru că aici e vorba de trupul lui Iisus Hristos, e vorba de mai multe mădulare, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duc ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. În biserică, rețineți, Duhul Sfânt este unul singur și El dă diferite daruri. În biserică, Domnul Iisus Hristos este capul bisericii și El împarte distincte slujbe. În biserică, Dumnezeu Tatăl este Cel ce proiectează lucrările și are distincte lucrări pe care vrea să le deruleze cu privire la biserica sa și, bineînțeles, în anumite situații adiacente, cu privire la lumea întreagă. Da, e foarte important de reținut că se întâmplă asta pentru fiecare dintre noi. Acum vreau să analizăm puțin versetul 7, care e foarte important. Aici Sfântul Pavel începe cu și. De ce crezi că începe cu și? Pentru că vrea să ne aducă o concluzie la ce a zis până acum. Și el zice așa. Și fiecăruia, și intenționat am subliniat și am mărit fiecăruia, I se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Aș vrea să înțelegem câteva observații foarte importante, preliminare. Darurile Duhului Sfânt sunt în primul rând disponibile fiecărui credincios și când zic aici credincios, nu mă refer la un om doar născut din nou. Din înțelegerea pe care o am din Scriptură, Botezul cu Duhul Sfânt este condiție preliminară ca să poți să primești un dar duhovnicesc. Doamne, ajută să ne înțelegem asta. Deci darurile duhovnicești nu vin în viața unui creștin, chiar dacă s-a născut din nou, adică a fost născut prin Duhul Sfânt din nou, chiar dacă s-a pocăit, chiar dacă a intrat în procesul sfințirii, dacă n-a fost încă botezat cu Duhul Sfânt, conform Scripturii, nicăieri nu găsim vreun caz în care să se fi manifestat un dar al Duhului Sfânt, da? un dar al Duhului Sfânt, fără să fi fost înainte un botez cu Duhul Sfânt. Vă dau câteva exemple. Da? Cuvântul Domnului spune foarte clar, haideți să intrăm în Cartea Faptele Apostolului și să observăm, da? Cum se manifestă această lucrare? În momentul în care ne uităm la Faptele Apostolului, capitolul 19, uitați-vă că acolo este evidențiat un dar, cel puțin un dar, dar unii vor spune, păi, de ce vorbirea în limbi acolo nu dar? Da, poate fi și dar în dreptul unora, dar nu în dreptul tuturor. Ascultați ce spune versetul 6. Fapte 19. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. E clar că a proroci poate fi ori un dar, ori o slujbă. Dacă vorbim în terminologie biblică. Da? Prorocia nu-i semnul botezului cu Duhul Sfânt. Deci nu ne folosim de a vorbi în limbi de data asta. Deși știți că eu iubesc asta. Da? Aici utilizăm doar argumentul proroceau. Întrebare. Când au început cei cam 12, ce spune Biblia, erau acolo în Efes, când au putut ei să prorocească? Și de aici înțeleg din text, din text că unii dintre ei proroceau, neapărat toți. Bine ar fi să fi fost toți. Și mi-aș dori ca toată adunarea asta să fie formată din proroci și prorociți. A zis Amin? A zis Amin? Doamne ajută! Ar fi o lucrare extraordinară. Imaginați-vă cum aș păși eu pe aici, pe parchet. Imaginați-vă cum aș intra în biserică, să știu că la intrare mă ating John Tânăr și zice, vezi că așa vorbește Domnul, la a doua cântare se întâmplă asta. Păi ei aș fi foarte bucuros. Și mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze cum n-a mai lucrat niciodată în Cluj-Napoca. Dar nu numai aici, în toate bisericile. Amin. Să lucreze Domnul. Întrebare, când au început ei să prorocească? Dacă ne uităm la text, versetul 2 spune așa, Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Întreb, atunci, după ce au crezut primate, au prorocit? Da sau nu? Păi nu, nu au prorocit. Pentru că ăștia s-au speriat și au zis, nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Argument pentru faptul că nu atunci când crezi instant, ești botezat cu Duhul Sfânt. Asta e o paranteză, nu intrăm acum în detalii. Versetul 3 zice, dar cu ce botez ați fost botezați? Uitați-vă că au fost și botezați. Da? Deci nu e suficient să crezi, să-ți mărturisești credința ta publică în apa botezului. Asta înseamnă că dacă ai ajuns să te botezi în apă în mod normal, ai trecut prin procesul nașterii din nou, ai trăit pocăința reală și ai intrat în procesul sfințirii. În mod normal, un băiat și o fată trebuie să se boteze numai după ce e pocăit. Ați zis Amin? Da. <hă>, nu știi ce băieți zic mai tare ca fetele. <hă>, dar asta nu înseamnă că nu i valabil pentru toți. Înțelegeți? Da? Deci, s-au botezat și ascultați-mă. Acum vor zice unii, păi da, eu au fost botezat cu botezul lui Ioan. Haideți să vedem. Atunci Pavel a zis, Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul bogăinții și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Și acum argument, ascultați ce zice Biblia, când au auzit de aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus Hristos, adică în numele principiilor Domnului Isus Hristos, formula biblică utilizată a fost în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, că am văzut că și în lucrări e și Duhul Sfânt, e și Fiul, e și Tatăl, da? La fel e și în botezul în apă. Întrebare, acum au început să prorocească? Nu. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Argumentul e acesta, nu au prorogit în Efeseni, în Efes, în fapte 19, până când n-au fost botezați cu Duhul Sfânt. Vin întrebări de genul, frate Caleb, eu înainte să mă pocăiesc am avut o vedenie. Am văzut ceva extraordinar care m-a șocat și eu între persoane, indiferent cine e băiat sau fată. Vedenia aia te-a dus la biserică? Zice, da. Vedenia aia te-a pus să citești Biblia? Da vedenia aia, te întors la Hristos. Da. Păi să știi că e o revelație personală, nu-i dar, nu-i dar de vedenie, e o descoperire personală pentru tine care să te conducă la Hristos. Din ce motive nu intrăm acum în detalii? Sunt două cazuri în Biblie. Fapte 10, când Corneliu, sutașul roman, a primit o revelație, a coborât un înger. Vă dați mai ce asta? Să te rogi să fii în camera ta obișnuită, unde te rogi de obicei și să coboare în camera ta un înger. Și îngerul să-ți spună Cornelie, să-ți cunoască numele. Rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la mine. Știți ce ne dorim noi când ne rugăm? Să ajungă rugăciunile noastre până la Dumnezeu. Noi nu ne rugăm doar să, să bată bine, să se audă frumos. Noi când venim aici, nu venim să povestim între noi, să butonăm pe telefoane, să avem noi ideile noastre, să avem noi discuțiile între noi. Noi nu venim numai să socializăm. Noi când venim aici, vorbim cu Dumnezeu. Și Dumnezeu e capabil să vină să vorbească cu noi. Dacă te plitisește slujba la biserică, dacă ai discuții cu oricine, oricine, oricând, dar numai despre Dumnezeu n-ai timp, să știi că ai o problemă. Ai o problemă care trebuie să o rezolvi în Corneliu, dezinteresat de ce notă îi dau oamenii din jurul lui, s-a rugat și Dumnezeu i s-a revelat. Întreb, i-a predicat Îngerul Evanghelia? Hai, spuneți-mi! Nu știa ăsta Evanghelie? Păi s-a putea din aripi când comenta. Taci că zbor. Să nu. Revelația corectă te întoarce la Scriptură. Descoperirea corectă te întoarce la Hristos. Petru îl predică pe Isus Hristos în Faptele Apostolilor, capitolul 10, în Casa lui Corneliu. Nu intrăm acum în detalii. Rețineți condiția preliminară că să primești un dar duhovnicesc. Și aici nu mă refer la faptul că poate ai o deschidere specială spre filantropie, să ajuți oameni. Ai nu știu câte mii de euro, să zicem, n-a zis amin. <laughs> da? Nu trebuie să ziceți pentru asta, să aveți inimă curată și să avem toți, amin? Că banii nu contează așa mult, contează cerul, Doamne ajută. Da? Să fii curat la inimă. Să fii în prezența Domnului. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă eu fac ceva, fac pentru lucrarea ta. Cum se manifestă darul de dărnicie? Păi uite, Duhul Sfânt te pe la patru dimineața. Îți zice, formează numărul cu tare. 0, 7, era să dau un exemplu, sper să nu dau numărul cuiva. Da? Formează numărul ăsta. Și după ce-i formezi numărul, spune ceva. Și dă un mesaj. Numărul tău e un număr de BTP. Format, n-ai știut. L-ai format, nu cunoști persoana aia. Și Domnul îți zice, uite, tu ai în cont 451 de lei. Dacă te încrezi în mine, virează 450. Opa, frate! Păi ce fac cu un leu? Ce, cu ce trăiesc o lună întreagă cu un leu? Student, în Cluj, un leu. Și tu zici în mintea ta, Doamne, am chirie, am de făcut mâncare, am de făcut asta. Și Duhul Domnului zice, vrei dar? Vrei un dar? Uite, acum vreau să se manifeste prin tine darul dărniciei. Virează 450 de lei. Dacă asculți, persoana la care îi virezi o să primească contul, o să primească solicitarea, o să accepte. Dacă n-asculți, o să regreți. Dar să spun ceva, dacă îi dai aia 450, că ți-o domnul, că faci tu acte de da, eroism. Dacă ți-o domnul să știi că luna asta care urmează, după ce ai făcut asta, Dumnezeu îți virează în cont banii de care ai nevoie. Sau îți creează oportunități să câștigi banii aia. Sau poate chiar mai mult. Poate de 10 ori mai mult. Așa se numește darul dărniciei. Nu știu dacă v-am povestit. Într-o noapte pe la ora 1, m-a sunat un număr. Eram în 2010, trebuia să intru sau nu, nu știam dacă voi intra sau nu la studiile de atunci, nu vă spun care e mai bine. Eram într-o cameră, telefonul mi era închis și prima minune este că m-am trezit cu telefonul în mână, eu care dorm tun când dorm, numai unii dintre voi știți bine, așa, m-am trezit cu telefonul în mână, aveam un telefon de la epoca 2010 cu clapetă, așa, m-am trezit cu el în mână și am răspuns. Era un anon, un număr necunoscut de pe un alt continent, o voce mi-a zis, Caleb, ia un pic și scrie. Sunt banii pentru școala la care trebuie să te înscrii. Și ce-a făcut Dumnezeu? Pe continentul ăla, care nu e european, a strâns niște văduve la rugăciune. Într-o seară. Și văduvele le-a făcut colectă pentru mine. Eu nu le-am văzut în viața mea. Nici acum nu știu cine -s. Și văd velelea, o strâns banii împreună și mi-au virat mie în cont. O singurată mi s-a întâmplat asta, deci nu. <laughs> De ce? Pentru că eu am pus un semn. Și a zis, Doamne, dacă tu vrei la școala asta, la studiile astea, să mă înscriu, vezi că până în 10 octombrie 2010, eu n-am banii ăștia. Dar tu trebuie să-mi trimiți. M-a rugat, am postit și Dumnezeu mi-a trimis. Slăviți să fie Domnul. Dar trebuie să fii acolo, trebuie să fii disponibil, trebuie să te intereseze. Trebuie să auzi și tu vocea Domnului, tu care trebuie să fii omul care derulezi sau se derulează prin tine darul lui Dumnezeu și trebuie să fie și conectată persoana înspre care e trimis mesajul. În primul rând, țineți minte, darurile Duhului Sfânt sunt disponibile fiecărui credincios botezat cu Duhul Sfânt. Nu te mai întreba de ce nu se fac minuni în jurul tău dacă tu nu crezi în botezul cu Duhul Sfânt. Îmi pare foarte rău să-ți transmit un mesaj. Nu o să se întâmple nimic până când nu începi să crezi. Credința e primul pas. Eu nu zic că în toate cazurile în care cineva e bolnav trebuie să se vindece pe baza credinței, nu. Dar zic că sunt cazuri, sunt cazuri în care Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze, dar așteaptă pe cineva Știți, Evanghelia și 1 Corinteni 12 prezinte imaginea unui trup, e nevoie de o mână. Foarte bine spunea un comentator în fapte 3 că atunci când s-a uitat omul la slăbăno care la partea frumoasă, s-a uitat la Petru și Petru i-a zis, argint și aur n-avem, dar ce am, îți dau. În numele lui Isus Hristos de Nazaret, ridică-te și umblă. Știți ce gest a făcut Petru? Și-a întins mâna și l-a prins pe paralizat. Știți ce înseamnă gestul ăsta lui Petru? Credință. Să crezi. Să crezi că paralizatul se ridică. Să crezi. Să se credință. Dacă nu crezi, nu o să se întâmple nimic. Dar să știi, credința asta trebuie să aibă la bază o lucrare autentică, apostolică, biblică. Că unii cred că le crește moneda Bitcoin. Domnul se ierte. Să ne credință. Alții nu mai pot dormi noaptea din cauza asta că le-au scăzut. Ce să le faci? Lucru manual. Dacă vor neapărat să piardă? Și mai ales că vor să câștige fără să muncească? Asta e altă problemă. Darurile Duhului Sfânt sunt date, reține este Duhul, după decizia Duhului. Ascultați și spune cuvântul Domnului, Duhul dă fiecăruia după cum? Versetul 11, care dă fiecăruia în parte, adică particular, dar particular, în parte după cum? voiește. Poți să te rogi 50 de ani să fii prorociță, dacă nu vrea Duhul Sfânt. Poți să te rogi să ai darul nu știu care, cel mai spectaculos care îl crezi tu, dacă nu vrea Duhul Sfânt. Acceptă că Duhul Sfânt nu vrea să te folosească cu darul ăla. Și nu fi frustrat, nu fi blocat, nu rămâne acolo să zici, Doamne, nu mi-ai dat darul să nu mai fac nimic. Nu, nu-i corect depășește limita aceea în care Duhul Sfânt a decis ție să nu-ți dea darul ăla. Poate să te uiți la oameni care zici, mă, nu sunt așa capacitați ca mine, nu sunt așa abili ca mine. Deci măcar trebuie să fii abil ca să te folosească Duhul Sfânt. Trebuie să fii ascultător. Amin, ajută-ne, Doamne. Trebuie să rămâi aproape de pala crucii lui Hristos să te intereseze. Uitați-vă ce spune fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, adică descoperirea, manifestarea Duhului. Pentru că Darurile Duhului Sfânt reprezintă descoperiri ale Duhului. Darurile Duhului Sfânt nu au de-a face cu lucrurile tangibile, adică care pot fi atinse, lucrurile vizibile, care pot fi văzute, lucrurile audibile, nu. Darurile Duhului Sfânt au de-a face cu lucruri care nimeni nu le știe. Nimeni nu a auzit despre asta. Nimeni nu știe problema ta. Nimeni nu știe prin ce treci tu, la nivel perceptibil, la nivel senzorial. Tu pare foarte ok, dar tu ai o problemă în interior. Nu știe nimeni. Și Duhul Sfânt îl trimite pe un proroc și zice la ureche, vezi că ai problema asta. Eram cu Cipri într-o evangelizare și am parcat pe autostradă. Așa trebuie să parcăm acolo. Și Duhul Sfânt mi-a zis, știi că trebuie să-i transmiți un mesaj la vânzătoarea asta de la KFC. Acum deja și știți pe ce zonă e părintea. Bă, zici, mă, cum? Și Domnul mi-a zis, puneți pe telefon literele mari, măreștele, și scrie, scrie, așa. Domnul Iisus mi-a zis să vă transmit, să nu mai lăsați ca dezamăgirile din trecutul dumneavoastră să vă afecteze prezentul. Cum imaginați-vă că... No. Nu e simplu să mergi la... mi am luat telefonul așa frumos, că și pentru asta puteți folosi telefonul, să știți, da? I-am pus telefonul frumos ceilalți din jur o fi crezut că eu nu știu limba română, știți? Și trebuie să-i spun, nu știu meniu. Acum meniul eu nu le știu, nici la cheie și nici la mea, nici n-am de gând să le învăț. Dar a prins ideea. I-am pus telefonul frumos în fața ochilor, i-o dat lacrimi în ochi, o plecat în bucătărie și nu mai ieșit. Duhul Sfânt i-a vorbit. Vă dați seama că m-am vulnerabilizat, dacă nu e adevărat. Dacă din ce zici, dacă se enervează, dacă care reacții interesante, dacă zici ce, faci propagandă creștină, cum ce cu tine? Propagandă religioasă, ce, ce, cine ești tu? Hai, ești din. E foarte important, foarte important să se deruleze o descoperire. Nu puține mi-au fost momentele în care mi-a dat Domnul Harul să văd oamenii care atunci când li s-a descoperit interiorul, au zis aici e Dumnezeu, eram în birou aici, la biserică. Și a intrat un bărbat care nu l-a văzut niciodată în viață. Și a zis, caut în toată România, în toată zona, în tot orașul, caut un loc unde să mi se spună ceva. Și Duhul Sfânt a zis, un, doi, trei. Și a zis, domnule, de unde mă știți? Ca să aleg următorul lucru despre care o să vorbesc în seara asta, cu Descoperire. Cu umilință stau în fața la voastră și vă spun înaintea lui Hristos, Descoperirile astea nu sunt ale mele. Eu n-am pus nici măcar o virgulă la vreo descoperire care mi-a dat Duhul Sfânt și sunt ale Duhului. Și oricând Duhul Sfânt poate decide să oprească descoperirile prin mine, poate să le înceapă prin careva dintre voi. Eu n-am voie să fiu supărat pentru asta. Descoperirile sunt ale Duhului. Fiecăruia este darătarea Duhului spre folosul altora. Pentru că darurile Duhului Sfânt sunt direcționate spre alții. Niciodată Dumnezeu nu dă un dar pentru ca să se creeze o imagine, nu. Un om care e cu adevărat omului Dumnezeu simte nimicnicia faptului că Dumnezeu l-a luat în mâna lui. Și acum îl frământă ca pe un lut și vrea să-i dea o formă, vrea să dea o descoperire, vrea să îl facă folositor pentru alții. Vrea să-l ajute să fie disponibil pentru ca să se expună pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă vulnerabilitate, asta înseamnă asumare. Nu odată am fost imitat cum vorbesc în limbi și prima dată m-am fiorat. Pentru că asta s-a făcut într-un spațiu online. Apoi am început să mă rog pentru persoana aia și am zis, Doamne, ai milă de persoana asta. Sunt dispus să mă duc și să o ajut pe persoana asta și să-i spun că Hristos o iubește și care loc în rai Și mă rog ca Dumnezeu să mă întoiască. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne să percepem că Există o expunere când te folosește Duhul lui Dumnezeu. Vor fi sisteme care îți creează situație de contradicție sau să te contraatac, să nu te suporte. Nu vă supărați pe oamenii care nu vă suportă când aveți o descoperire de la Duhul Sfânt, pentru că descoperirea nu e a voastră. Sunteți un poștaș care duceți o scrisoare, o lăsați în poștă și v-ați retras. Voi nu aveți nici... N-aveți nicio responsabilitate față de mesaj. Ce vinovat poștașul când merge cu o notificare la un om care are cauză penală că trebuie să meargă în pușcărie? Cu ce vinovat jandarmul că trebuie să pună să semneze și să-i prezinte carte de identitate? Cu ce vinovat? El i-a prezentat-o, domnule, te pe mine, n-am format eu rechizitoriu, dosar, or, nimic. Și tu poștaș, a pus scrisoarea, e plecat. de e foarte important când pui scrisoarea, nu-ți lăsa amprenta. Adică nu lăsa urme să zici, oh, nu mai adăuga nimic de la tine. Zici scrisoarea și e plecat. Problema lor ce cred. Fiecare. Ne reamintim despre cum sunt clasificate darurile Duhului Sfânt, le-am prezcurcat de dese ca să observați mai ușor. Prima categorie de daruri sunt darurile de descoperire. Aici intră darul vorbirii despre înțelepciune sau cuvânt de înțelepciune, darul vorbirii despre cunoștință sau cuvânt de cunoștință și darul deosebirii Duhurilor. O a doua categorie sunt darurile de putere. Aici intră darul credinței, care o să vedem că nu este o credință mântuitoare doar, darul tămăduirilor și darul de a face minuni. A treia categorie de daruri, așa cum le vedeți aici nu în Curinten 12, sunt darurile de inspirație, darul prorociei, darul feluritelor limbi și darul tămăcirii limbilor. Astăzi, așa am simțit și cred că de la Duhul Sfânt, să trecem puțin peste darul de vorbire despre cunoștință. Acest mesaj, într-o anumită parte, l-am mai susținut la tineret în urmă cu vreo trei ani, aproximativ, dar Cred că e important să ne reamintim în aceste momente despre darul de vorbire despre cunoștință. și îmi doresc ca Dumnezeu să-L dea la cât mai mulți dintre voi și la cei care sunt acasă și la oricine vrea Duhul Sfânt. Ascultați ce spune cuvântul Domnului foarte clar sau vă sublinez. Darul vorbirii despre cunoștință sau cuvântul de cunoștință nu este o cunoștință înăscută. Deci aici, aici Sfântul Apostol Pavel nu se referă la o abilitate pe care ai dobândit-o prin naștere. Există un cod genetic pe care îl ai din perspectivă personală, din perspectiva creației și a procreierii tale. Tu ai primit, Dumnezeu așa îngăduit, ca în tine să există un anumit nivel de cunoștință. Există persoane care sunt foarte inteligente. Multe dintre ele, acestea care sunt foarte inteligente, citesc oamenii. Observă, după cum vă își arată, ridică spânceana dreaptă, de ce? Unii învață asta la psihologie, eu n-am făcut nici măcar un an de psihologie, am făcut, recunosc, în clasa 10 -a, dar nu pot să știu că mai știu ceva de pe acolo. Da? Deci dacă aveți cumva dubii, dacă folosesc psihologia în mesajele pe care le-am, fiți sigur că nu o folosesc nici măcar 0,1%. Da? Apoi, nu e vorba de o cunoștință învățată, abilități pe care le-ai dompândit prin studiu. Ai studiat o anumită ramură a științei, fizică, chimie, matematică, informatică, istorie, geografie, da? Orice ramură ar fi, nu. Nu e cunoștința aia pe care ai de -o, o prin studiu. Dar o vorbi despre cunoștință nu este o cunoștință din informații, da? Nici măcar umane, dar mite diabolice. Să știți că există informații diabolice. Există persoane care vorbesc cu duhuri, și nu vreau să vă speriu, că știu că vreau să dormiți de seara, da? există persoane care simt în ce parte a Clujului, mi-a spus cineva recent, dar nu o să vă spun pe unde, în ce parte a Clujului există niște, efectiv, cohorte de munci, niște posesiuni, niște întâlniri ale duhurilor în anumite părți ale orașului. Poate cu vremea întoldului se mai mișcă și în alte părți, dar acum nu intrăm în detaliile astea. Dar nu-i cunoștință din informații, rețineți, nici măcar din perspectivă umană, nici diabolică. Da? Dar o de vorbire despre cunoștință nu e o cunoștință pe care o primești prin predicare. Acum, în timp ce predic, într-un mesaj pe care îl transmit acesta sau oricare altul, Dumnezeu poate transmite un mesaj prin darul de cunoștință, dar nu toată predica mea este vorbire despre cunoștință. Există momente în care Duhul Sfânt alege să trimite un mesaj supranatural și vorbire despre cunoștință. Vă dau un exemplu în cazul ăsta, hai să vi-l dau. Eram în satul mare, că acum trebuie să vă spun și eu orașul ca să nu credeți că inventez, și în timp ce predicam, am zis, așa mi-a venit mie, la biserica aceea, numărul unu, am zis, uh, surorilor, vă amintiți când purtați cei. De ce vi le-ați dat jos? Vorbeam despre sfințenia care este podoaba casei lui Dumnezeu. De ce atunci când v-ați convertit, ați dat jos cercei, lanțuri, bărțări? De ce ați făcut asta? Eu n-am știut ce vrea să facă Duhul Sfânt. Și s-a ținut așa o liniște mare. În sală era o doamnă care de două săptămâni venea la biserica aceea. La toate programele era prezentă. După ce am zis fraza asta, a observat-o surorile că și-a apropiat mâna de urechea dreaptă și-a dat jos celul din dreapta de urechea stângă și-a dat jos cercelul. Și nu i-am zis să-și dea jos cercei. Înțelegeți? Duhul Sfânt a utilizat acea imagine pe care am crezut că e doar un sistem pe care introduc mesajul. Și-a dat jos cercei și-a coprit capul S-a scris pe lista de botez și acum mai membru în biserica aceea. Slăviți să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Ei, este un exemplu prin care Duhul lui Dumnezeu a utilizat o anumită expresie, da? Pe care eu am folosit-o doar ca sistem de introducere, gândeam eu, dar a fost un cuvânt supranatural în timpul acelui mesaj biblic. Dar rețineți, dar o de predicare nu e dar de cunoștință. Apoi nu este o cunoștință experimentală, dobândită prin experiența de viață. Acum, chiar dacă nu sunt dați dreptate, să știți că părinții voștri sunt mult mai inteligenți decât voi. Ați zis Amin? <laughs> și știu mult mai multe lucruri despre voi și despre viață. Și voi care credeți că ei, o, oh, în epoca aia, de ei, eu nu au făcut nu știu ce studii, nu au ajuns, da? Să știți că părinții voștri, și o să ajungeți la, 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 la concluzia asta după ce de 5 de ani ca mine, să știți că părinții voștri sunt mult mai cunoscători despre situațiile de viață decât oricare dintre voi. Oricare dintre voi. Te e foarte important să asculți foarte atent ce zice tata și ce zice mama, indiferent de domeniu. Inclusiv în și în surătoare. Aici nu mai ziceți amin că după aia e interpretabil. Dar ce este darul de vorbire despre cunoștință? Darul acesta presupune o rosire inspirată de Duhul Sfânt, prin care se descoperă ceva tainic din trecutul. Rețineți trecutul sau prezentul cuiva. E un mesaj tainic. E un mesaj de descoperire pe care nimeni din jurul persoanei cărei se descoperă acea situație s-ar putea să nu-l știe. Cine rostește un mesaj prin dar de cunoștință, vorbește natural. El nu se strofocă, nu se uită prin sala să zică stați un pic, oare ce fel de persoane sunt aici? Ah, la ăștia le predică așa, la ăștia le... Nu, 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 el predică natural. El transmite un mesaj și Dumnezeu e suveran și prin Duhul Sfânt, dacă se lasă călăuzit, Dumnezeu transmite un mesaj codat pentru o persoană. Acum, vă dau un exemplu, nu pot să zic că neapărat asta a fost o descoperire de la Duhul Sfânt. Eram în Australia, în biserica din Perth, prin 2009, și eu m-am încurcat. Și în loc să zic munții, dintr-un psalm citeam, munții al lui Israel, am zis mușchi al lui Israel. Un dita mai solidoc, în momentul ăla, o zis, hei, vorbește de mușchii mei. Eu nu vorbeam de mușchii lui. Eu am greșit. Eu am greșit și în momentul ăla s-a trezit. Din momentul ăla nu mai clipit. Bine că știa mai bine engleză decât de română, dar cum v-a oprins mesajul? Eu nu zic că a fost o descoperire de la Duhul Sfânt, nu. Dar zic că Dumnezeu, în momentul îngăduit, se i transmită lui un mesaj de trezire. Nu printr-un dar de descoperire, un mesaj. Pentru mine a fost o greșeală. Pentru el a fost o trezire. Când e vorba de dar de vorbire despre cunoștință, întotdeauna este o rostire inspirată de Duhul Sfânt. Vine în exclusivitate de la Duhul Sfânt. Și descoperă ceva tainic rețineți din trecutul, respectiv prezentul unui om. E foarte important să reținem că acest dar este un dar al revelației personale supranaturale, dar prin care cineva poate să demaște ceva din trecut, o boală, o nevoie sau să sublineze anumite lucruri care nu sunt în regulă în viața unui om, legat de care nu a primit nici o informare prealabilă. Deci nu că ai aflat ceva de la cineva și bă, nu ești, te gândești și zici, mă, asta este potrivit lui, nu. Este o revelație personală, supranaturală, vine instantaneu peste tine și Dumnezeu are drept rol să demaște o situație gravă din viața unei persoane. Dau un exemplu. Cineva poate fi bolnav într-o boală terminală și fratele slujitor care merge să se roage cu punerea mâinilor și cu rugăciune cu un de lemn, Duhul Sfânt poate să-i spună, fii atent. Acest bărbat care are 75 de ani, când avea 17 ani, a utilizat o haină pe care s-a făcut lucrare de vrăjitorie. Și persoana vrăjitoarea a spus următoarele vorbe. Când ajunge la 75 de ani, într-un mod subit, să aibă cancer. Și Duhul Sfânt îți zice, fii atent, puterea vrăjitoriei are capacitate să-i atace viața, pentru că el a început să-și bârfească pastorul. Descoperire clară. Deci Duhul descoperă, 17 ani, frăcitorie, la 75 de ani. De deci ce a avut puterea asupra lui? Pentru că a început să-și bârfească pastorul. Este un model, un exemplu de descoperire. Lucruri tainice din trecut, 17 ani, 75, distanță de aproximativ 60 de ani, da? Acum, în prezent, începe și stă într-o stare de bârfă față de slujitor și zice clar, nu prezbiter, nu deacă, nu pastor. E dar de cunoștință. Prin intermediul acestui dar se știe prin Duhul ce s-a întâmplat, ce se ascunde într-o inimă. Cunoștința poate fi primită prin revelație interioară, prin vise sau prin viziuni. Ce înseamnă revelația interioară? Tu vorbești într-un mod natural, ca și soră, cu o altă soră, colegă de-a Tu nu știi nimic ce s-a întâmplat de ei la studii, la facultate. Dar în timp ce vorbești tu, începi să deschizi un subiect la care nu te gândi deloc. Și în deschiderea de subiect, da? Dai niște detalii. Banca a treia, persoana a cincea, da? Niște detalii. Asta se numește o revelație interioară. Tu o primești în interiorul tău, pentru că tu ai încredere în Duhul Sfânt că și azi descoperă prin dar de cunoștință, tu îi dai drumul la vorbirea aceea și prin vorbirea aceea se descoperă taina unei persoane legate de care nu știe nimeni. S-a întâmplat azi. Pe cum să știe cineva? Sau... O chestiune care e doar între persoana aceea și dispozitivul lui, gadgetul lui, smartphone lui. Nu știe nimeni că el are problemă cu, cu tare lucru. Și Duhul Sfânt îți spune, vezi că a intrat pe aplicația cu tare, a instalat-o, a derulat următoarele fapte și așa mai departe. Nu intrăm acum în niciun detaliu. Legat de oamenii care se lucrează cu acest dar, aș vrea să subliniez doar câteva lucruri care cumva se suprapun cu ce am zis până acum. E foarte important să înțelegem că oamenii care au acest dar exprimă o cunoștință cu privire la trecutul sau prezentul cuiva, cu privire la o anumită situație specifică, cunoștința aceasta primită e, primită pe care e supranaturală, vine instantaneu. Mulți mă întreabă, de unde știi asta când zici, cum se manifestă Dar -o de cunoștință? Și spun, natural. Vorbesc natural, în mintea mea se înșiruie anumite fraze, niște propoziții logice, dar acolo Duhul Sfânt are dreptul să schimbe la un moment dat, nu neapărat subiectul, ci direcția cu ei vorbește specific. Și asta se întâmplă în momentul în care dau exemple clare. Când zic, Cifre, când zic persoane, când zic numere, când zic atitudini, când zic situații exacte. La ora cutare ai mers acolo ai făcut asta, da? Specific, da? Ce, ce au darul acesta sunt oamenii lui Dumnezeu care în mod spontan, prin inspirația Duhului au informații despre un anumit subiect sau despre o anumită persoană. Știu un caz real în care o familie din România, nu vă dau detaliu localității, și a pierdut o foarte mare sumă de bani. O foarte mare sumă de bani. Avea cash undeva așezați și printr-o anumită o conjunctură și a pierdut. Domnul le-a călăuzit să meargă la un frate care avea dar de descoperire, nu de să nu vă să vă imaginați lucruri slabe, da? și Duhul Sfânt i-a zis, merge acolo, acolo, acolo. I-a zis exact locația. Când am mers acolo, acolo erau banii. Slăviți să fie Domnul. Să știți că Dumnezeu lucrează și la lucruri specifice. Motivația acestei familii era una corectă. Așa se face că după ce a găsit acei mulți bani, a făcut o lucrare de dărnicie pe care nu știu care dintre noi am avea curajul să o facem. Nu vă spun care ca să nu judecați cazul. Da? Descoperire de la Duhul Sfânt. Unii o să spună, pe păi Duhul Sfânt nu descoperă unde stă... Păi da, sunt lucruri pe care ți le descoperă Duhul Sfânt ca să nu cazi într-o cursă, ca să nu ți se întâmple ceva grav ție, ca persoană. Duhul Sfânt are dreptul să-mi spună, de exemplu, la ora 10.45 în seara asta, fi foarte atent, pentru că pe traseu, pe unde vei fi tu, există un atac demonic pe care vrea să-ți-l indenteze satana și vrea să te omoare. Pentru că eu mă tem de Dumnezeu și cred în darul de descoperire, la 10:45, găsesc metode încât să fiu într-un loc super-securizat. Nu pentru că mă tem de moarte, ci pentru că mă tem de Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu descoperă și îmi doresc ca în bisericile noastre, în biserica Betania chiar, să se deruleze astfel de lucrări. Să vorbească Duhul Sfânt specific. Să zică Duhul Sfânt exact, cu cifre, cu numere. Duhul Sfânt știe localitățile, știe zonele, știe străzile. Să zică Duhul Sfânt. Pentru că în măsura în care cer dar de descoperire, cu cât intri mai profund în lucrarea aceasta profetică, cu atât Duhul Sfânt îți descoperă mai adânc. Este asemenea un izvor care odată ce îl utilizezi, apa aceea este mai curată, mai rece, mai potrivită pentru organismul tău. Lucrează, Doamne, pentru asta. Și dacă judecați cumva prorocii, și ziceți, de ce nu se descoperă și în ziua de azi, în mod specific? Să știți că o mare implicare în derularea planului Dumnezeu pentru descoperiri, o avem noi. O avem noi. Vrem să lucreze Duhul Sfânt, cum a lucrat acum 50 de ani? Trebuie să avem timpul de rugăciune al fraților de acum 50 de ani. Trebuie să avem credința aceea. Păi nu se exista în vremea aia să ajungi la 20 de ani și să nu fii ipotezat cu Duhul Sfânt, să vorbești în limbi. Nu se exista să nu creadă. Deci când se ridica o prorociță în vremea aia, acum 50 de ani, și zice așa vorbește Domnul, așa trebuie să faceți în biserică la cutare segment. Pe nimeni nu avea curaj să spună Domnul, cine e prorociță asta să spună mie ce trebuie să fac? Se ocupă Duhul Sfânt cu lucrurile astea? Da, se ocupă. Nu mai credem, avem o problemă. Pune la îndoială, avem tot felul de nesiguranțe. Pe păi lucru manual, Duhul Sfânt nu lucrează, Duhul Sfânt lucrează cu oamenii loiali, cu oamenii dependenți de Duhul Sfânt, cu oamenii care cred în lucrarea Duhului Sfânt. Bineînțeles, că lucrarea asta este 100% în acord cu Biblia. 100%. Oamenii care au darul acesta dobândesc o cunoaștere la care nu ar fi putut ajunge niciodată prin mișloace naturale sau prin eforturi speciale umane. Când e vorba de o descoperire, nu se descoperă ce știe toată lumea. Când E vorba de o descoperire, e o descoperire pe care nu știe nimeni, tainic, ascuns. Mie mi se întâmplă că uneori Dumnezeu mă face să uit. Să uit ceva despre cineva anume, pentru ca să se poată derula cuvântul de cunoștință prin mine. Că eu am un semn, adică am o înțelegere. Dacă știu un caz, niciodată nu prezint. Și chiar dacă mi-ar zice Duhul Sfânt ceva despre cazul ăla, dacă îl știu deja, eu zic Domnului Doamne, descoperă prin altcineva. Da? Dar sunt momente în care Duhul Sfânt mă face să uit și zic anumite lucruri și după ce am terminat de zis, îmi dau seama, vai, o să creadă sigur că eram la evangelizare. Și fiind la evangelizarea aceea, nu știu de ce în biserica aia Duhul Sfânt a descoperit în timp ce era evangelizare, prieteni, oameni. Și la un moment dat am zis, tu, familie, care începi să mergi într-o direcție greșită și care ți-ai ținut copiii într-o direcție super conservatoare, dar nebiblică. Ai grijă că tu ești vinovată de faptul că fata ta de 18 ani a plecat cu unul. Tot a fost bine până aici. Eu n-am știut de ce sunt închise ăștia. Blocați, frate. Pastorul îmi zice, frate Caleb, iarăși vinovat. Mi-a zis că tot ce s-a întâmplat la noi în localitate, i-a spus lui Caleb. Și Caleb a venit aici între prieteni și au zis, toată viața noastră, oricum o știau prietenii, mai bine ca mine. A zis, frate, eu n știu nimic. Dar n-ai auzit de cazul ăsta, că s a auzit prin zonă. Nu, nu știu nimic. Păi frate, dacă știam, nu ziceam la nimeni niciodată. Duhul Sfânt a transmis un mesaj de descoperire pentru că tot satul ăla voia, pentru că o fată crescută la pentecostal, nu penticostală, dar te nici într-un caz, a făcut un gest care nu e permis și pentru că tot satul știa, domnul m-a să mă duc acolo și să zic, asta ai făcut. Și a zis, să știți, nu-i voie să se întâmple așa ceva, asta nu-i place lui Dumnezeu. Domnul a vrut să tranjeze un caz cunoscut în public, pentru că în public s-a derulat. Domnul are dreptul să facă asta. Dacă știam eu cazul, niciodată n-aș fi făcut așa ceva. Să dăm câteva exemple. Cum operează acest, acest dar? Doi împărați 5 cu 20. Există un caz extraordinar acolo, uitați-vă. Doi împărați, 5 cu 20. Naman e vindecat, ghezii e cu ciulite. Ăsta are interes pentru banii. Îi interesează banii. Și ce zice? Hai că dacă Elisei nu lua nimic, las că rezolv o ecuația și cumva prezint o situație gravă, că stăpânul meu o primește. niște musafiri, n-are ce să le pună pe masă. Hai că, da? Naman zice, fă plăcerea și ia doi talanți. A străit de el, a legat doi talanți și așa mai departe. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Super securizat tot. Parcă l-aud cum mărți pe vârfuri. Să n de Elisei. Pă, nu știi tu cum aude Elisei, ăsta aude de ce nu miști, nici nu poți vorbi și aude. l au pus repede în casă, a dat drumul oamenilor acelor care au plecat, după aceea s-a dus și s-a înfățișat super religios înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii găiazii? El a răspuns, robul tău n-a fost nicăieri, cam nicăieri a fost, cam pe degeaba. De unde știe Elisei? Are instalat aplicația să-l vadă? <laughs> nu. No. Există un dar de cunoștință. Duhul Sfânt îi zice lui Elisei, fii atent că i-a zis-o dus. O cerut asta, 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 asta. Și acum când vine, turma ta să-l întrebi. De unde vii? azi? Dar Elisei a zis, Oare n-a fost duhul meu cu tine? Și ascultați ce detalii dă. Când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta. A, deci tu știi detalii. A lăsat carul, a venit înaintea ta. Detalii. Asta se numește descoperire. Să primești detalii. Nu că mi s-a părut că nu știu ce. E un car, nu e un car, nu știu exact ce. E. Nu, 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 nu. A lăsat carul și a venit înaintea ta. Este oare acum de luat haine, măzlin, vii, oi, boi, rob, roabe? Și uitați-vă, de unde știe Elisei că Domnul trimite o lepră peste Gehazi? Să dar de cunoștință în prezent. Și Domnul îi zice, pe lângă faptul că mi s-a descoperit că tu ai mers și ai învârtit, vreau să-ți transmit un mesaj de descoperire. Lepra lui Naman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și gazia a ieșit dinainte lui Elisei plin de lepră alb ca să pată. Cu atât ați vândut moșioara? Păi tata, frate, domnul se, se, ocupă cu numere? Cât o costat? Mai ales dacă e mașina și vrei să dai kilometri înapoi. Da, se ocupă. Și intră el și zice și minte și moare. Și intră ea și din nou intră și mare. Cunoștința primită de, de, la Duhul Sfânt, Petru a primit-o despre Anania și Zafira. În celălalt caz, nu mai intrăm acum în detalii. Aș vrea să facem o rugăciune înainte să încerc să mai răspund la câteva întrebări la care ne apucăm acum în celelalte întâlniri. Vă invit să vă ridicați. Așa de mult îmi doresc să se deruleze darurile Duhului Sfânt peste noi. Nu știu câți dintre noi ne dorim cu adevărat ca Duhul Sfânt să lucreze, dar nu pentru a fi spectacol, nu, deci în, în manifestarea, în derularea darurilor nu există loc de spectacol. De ce? Cel ce dă descoperirea este Duhul Sfânt, cel ce face lucrarea este Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să stați cu ochii încheși, aș vrea să stați cu inima apropiată de cruce să vă gândiți la calvar, să vă gândiți la, la piroanele de pe cruce, să vă gândiți la sângele lui Iisus Hristos, care s-a scurs din trupul Mântuitorului pentru voi și pentru mine în egală măsură, pentru fiecare dintre noi. Să ne gândim la faptul că Domnul Iisus, ca să poată să împartă slujbe mai întâi, s-a făcut slujitorul tuturor, s-a făcut și s-a lăsat călcat în picioare. Nu, nu-i permis să-L bajocorim pe Domnul Iisus Hristos, nu-i permis să-L bajocorim pe Duhul Harului, nu-i permis să ne avem atitudini care intră în contradicție nonșalante, fără de emoție, fără de bun simț, uneori. Nu. Hristos merită mai mult. Domnul Isus este mântuitorul întregului univers. Simt în aceste momente să spun, pentru că Duhul Sfânt îmi spune că aici sunt persoane care au nevoie de mântuire. Duhul Sfânt vrea să lucreze la inimă. Ce ți-am prezentat, probabil te-a șocat, probabil ți s-a părut ceva de domeniu de mai mult decât natural. Da, e ceva supranatural. E de la Duhul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun ceva. În istorie s-a înfipt o cruce pe dealul Golgotei și din mâinile lui Isus Hristos și din picioarele lui, din coasta lui și din capul lui s-a scurs sânge nevinovat pentru tine. Nu poți să glumești cu sângele lui Iisus Hristos. Nu poți să ai alte activități care sunt în contradicție cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu poți să te lași dus de val să zici, las că e ok și așa, e ok și așa, poți să-mi permiți și cu păcatul cu tare și păcatul cu tare și păcatul cu tare. Nici într-un caz, Duhul Sfânt nu lucrează unde există păcat. Unde există păcat, proclamăm sângele lui Iisus Hristos să co peste fiecare dintre noi, să coboare peste viața ta, să-ți ierte păcatele, să fie iertat în numele Lui Isus Hristos, orice urmă de păcat să fie ștearsă în sângele Domnului. Poate ai o problemă personală pentru care vrei să ne rugăm, dacă în primul rând ai o problemă spirituală pentru care vrei să ne rugăm, dacă vrei ca sângele Domnului să-ți atingă mintea ta, sufletul tău, viața ta, interiorul tău, în timp ce stai cu ochii închiși, să știi că se poate derula o lucrare a Duhului Sfânt chiar în această seară, chiar în momentul acesta, sângele Domnului are are putere de eliberare, are putere de eliberare. Botezat sau nepotezat. dacă există asupra vieții tale o pată, dacă există vreun păcat, va există ceva care se interpune între tine și Dumnezeu, spătează drumul tău înspre cer. Nu-i dă voie Duhului Sfânt să-ți dea un dar, să știi că este seara ta în care Domnul poate să-ți aducă eliberare. Dacă vrei să ceri din partea Domnului eliberare, să coboare sângele lui Isus Hristos peste tine și să te ierte, fă un semn cu o mână dreaptă ridicată. Domnul e prezent aici, aleluia, aleluia. Dumnezeu să vă atingă, știut că vei aceasta. Aleluia Domnul Isus Hristos! Dacă mai este cineva să-i spui Domnului, Doamne, am o problemă personală, vreau să mă ating în această seară, vreau să coboare Duhul Tău peste viața mea, peste sufletul meu, peste interiorul meu, vreau să-mi iert păcatele, Doamne, făcute cu voi sau fără de voi, din știință, din neștiință, vreau eliberare în seara aceasta, vreau să simți că puterea lui Dumnezeu trece printre bănci. E pret canta Ramana zere, Alice. Este prezent aici Domnul Isus Hristos. O să intrăm într-o rugăciune în care vreau să nu vă uitați la minute. Vreau să coboare Duhul Domnului în dreptul ființei tale. Vreau să te atingă Duhului Dumnezeu. Vreau să simți o eliberare supranaturală. Simți să fac lucrul acesta în timpul acestei rugăciuni. Dacă e cineva care are nevoie special de rugăciune cu punerea mâinilor, poate să îngenunchezi aici în față. intrăm cu toți în rugăciunea asta. Dacă n-ai niciun dar și te simți curat și te-a curățit sângele lui Isus Hristos, cere un dar. Cere un dar Duhului Sfânt, după cum decide El. Să se deruleze în casa ta, în familia ta, pe drumul tău, în chiria ta, unde mergi tu în seara asta. Să se lucreze într-un mod special dacă ai nevoie de o atingere supranaturală și de o rugăciune cu punerea mâinilor, fără să mai insist, vom intra în rugăciunea asta, Vi în față, ne rugăm, Domnul vrea să te atingă, ne rugăm cu toți.